într-o situație delicată. Bună dimineața, ce faceți? Bună dimineața. Ce să mai am avut o intervenție chirurgicală. M-a operat profesorul Lascăr la mână și nu mi-e așa... Deci aveți o mână în momentul ăsta tăiată în două. Franjuri. Franjuri este, franjuri. Nu pot să o arăt. Dar, ala... Ne puteți spune de ce? Nu vreau să insist foarte mult pe tema asta, însă... De, ce e? O problemă de... Un deget așa... Vă rămâne un deget? Da, nu, un deget, plecase un deget într-o parte așa. Și vă afecta? Nu putea să... Nu m-a afectat nimic, dar de tâmpit. M-am dus și o operație foarte grea. Așa. Și acum nu mă simt confortabil. Dar operația este profesorul Lascăr, o somitate mondială, nu da. Românească. Adică românească, dar mondială. Și cum vă merge recuperarea după? Bine, 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 numai că sunt dureri, sunt... Este destul de... Dacă o arăt acum la... Să sperie lumea. Trebuie să faceți ceva special? Da, trebuie să vă mișc toată ziua așa și vă dați seama că sunt... Să mișcați pentru că sunt nu vă simțiți degetele. Sunt dureri. Să sperăm că vă recuperați... Da, noi m-am recuperat eu din probleme grele, da, păi din asta, la o mână, ce Dumnezeu.